Jurnalistul economic Radu Soviani a demonstrat în platoul B1 TV cum s-a dublat prețul acțiunilor companiei canadiene Gabriel Resources după ce guvernul român a ieșit cu declarații alarmante care dădeau drept sigură pierderea procesului Roșia Montană. Iată. Prețul acțiunii Gabriel Resources la bursa din Canada era de 0,45 dolari canadieni, 45 de cenți canadieni pe acțiune. Înainte de pronunțarea exitului, priviți pe crescendo ăsta cât a crescut acțiunea la 0,87 de dolari pe acțiune, adică aproape s-a dublat. Valoarea companiei evaluată la bursa din Canada era undeva la 400 de milioane de dolari. Acum este undeva la 800-900 de milioane de dolari, ceea ce este total nenatural. Dacă ne uităm în bilanțul companiei, o să vedem că are active de 6,7 milioane de dolari. Dacă s-a produs infracțiunea, s-a produs în Canada. Este o tehnică pe care o cunosc cei care studiază piața financiară. Se cheamă pump and dump, adică umfli cu zvonuri prețul acțiunilor. S-a dublat de la 0,45 la 0,87, după care le vinzi la fraier. Unii au fost fraieriți, alții au aruncat acțiunile pe care le-au cumpărat nu neapărat la 0,45, pentru că dacă ne uităm pe Financial Times o să vedem că prețul acțiunilor a evoluat din mai anul trecut de la 0,24 la 0,87. Sunt sute de milioane de dolari cu care unii au fost păcăliți, sigur, poate că și-au asumat riscul, dar astfel de tranzacții pe informații privilegiate, cu știința că guvernul României va avea atitudine tip parastas ca să ne îndatoreze și atitudine în defavoarea cauzei României, astea sunt sancționabile prin ceea ce se numește insider trading, respectiv folosirea de informații privilegiate în tranzacționare.